și în primul rând urez locuitorilor Comunei Vultru și nu numai un călduros și sincer la mulți ani, plin de împliniri în noul an 2019, de sănătate, fericire și tot ceea ce își doresc fiecare în sânul familiilor. 2018 a fost pentru administrația publică din Comuna Vultru, putem spune, unul din cei mai buni ani, datorită faptului că multe din proiectele care au fost depuse în anii precedenți au fost fie finalizate, fie duse în ultima etapă de finalizare și de implementare implicit și automat e un plus maxim pentru cetățenii acestei comunități. Dintre ele, și pot să-l enumăr pentru că este chiar un proiect de suflet la care s-au depus eforturi consistente, fiind depus în 2010, obținută finanțarea în 2011, semnat contractul de finanțare în 2013 și implementat în 2018. Este vorba de sistemul integrat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, care a fost finalizat și recepționat. În momentul de față avem reabilitat sistemul de apă pe o lungime de 9,260 km, rețea de canalizare pe 10,6 km, stație de epurare, reabilitarea gospodăriei de ape, decolmatarea puțurilor și branșamentele individuale la fiecare locuitor, la fiecare utilizator, de altfel apa fiind foarte bună din punct de vedere calitativ în urma analizelor de la DSP. În cel mai scurt timp ne vom reorganiza, sperăm să înființăm în cel mai scurt timp, mă repet, serviciul de utilități publice, astfel încât să putem să oferim aceste servicii necesare la nivel de administrație publică locală și să sperăm totodată că în luna martie branșamentele la canalizare vor fi făcute, astfel încât fiecare utilizator, doritor, utilizator, apoi să poată beneficia și de acest serviciu de necesitate importantă pentru viața fiecăruia, asigurând aceste condiții de calitate. Proiectul a avut valoare de 6.771.634 de lei, din care 80% a fost finanțarea din partea administrației Fondului pentru Mediu și 20% contribuția bugetului local. Data de 20 decembrie anului 2018 am semnat contractul de finanțare cu Agenția Fondurilor de Investiții Rurale pentru un proiect ce privește achiziția de unui utilaj specific pentru dezăpezire. Este vorba de un buldo-excavator care va fi dotat cu toate agregatele necesare atât dezăpezirii, cât și măturării străzii, cât și defrișerii vegetației de pe marginea drumurilor și, bineînțeles, și cu două cupe. Necesar pentru toate lucrările și edilitare din comunitate. În momentul de față lucrăm la depunerea documentației pe SICA, astfel încât să reușim în cel mai scurt timp contractarea după procedura de licitație, contractarea în cadrul proiectului de asfaltare străzi în Comuna Vultru, un proiect cu o valoare de 15.343.000 de lei, finanțat în cadrul proiectului Național de Dezvoltare Locală 2, ce prevede asfaltarea a 11,170 de kilometri și amenajarea de alei pietonale pe strada Eloilor, respectiv DG225. De altfel, un proiect care ne-a rezolva în totalitate trotuare, ne-a rezolva în totalitate toate drumurile comunale vor fi asfaltate. Din
Nefericire pentru locuitorii comunei Vulturu, care în această vară și toamnă au avut un disconfort semnificativ datorită lucrărilor efectuate la sistemul anterior menționat de apă și canalizare. Noroi, dați seama că nimeni nu s-a simțit bine, dar am gândit, putem să spunem, să lăsăm lucrarea de asfaltare pentru a se implementa acest proiect de apă și canalizare, astfel încât și terenul să se așeze după această lucrare, să nu avem ulterior surprize după implementarea proiectului de asfaltare, că vor fi surpări. Așteptăm, pe de o parte, legea bugetului de stat să fie aprobată și ulterior să intrăm și noi în ședința de Consiliu Local, astfel încât să aprobăm și implicit și lista de investiții publice pentru anul de achiziții publice pentru anul 2019. Avem un proiect, avem mai multe proiecte pe care încercăm să le demarăm cât mai repede. Sperăm într-un final să reușim să facem terenul de sport multifuncțional din curtea școlii, care va fi și va deservi atât elevii școlii, va deservi atât elevii școlii gimnazial numărul 1 Vulturu, cât și ceilalți beneficiari și doritori de sport din comunitatea noastră. Pe de altă parte, mai avem circa 2 km de alimentare cu apă și canalizare și sperăm să fie demarat și lansat programul Național de Dezvoltare Locală 3, tot prin Ministerul Dezvoltării, și să prindem finanțarea acolo. Vom încerca deopotrivă să depunem la Compania Națională de Investiții pentru o sală de sport și de partea cealaltă un proiect cu care ne chinuim de foarte, foarte, foarte mulți ani. Poate reușim anul acesta, este vorba de monumentul istoric, biserica din comuna noastră cu hramul de Sfinții Apostoli Mihail și Gavril, care datează din 1888 și care se află într-o stare deplorabilă, ce necesită intervenție de urgență în totalitate. Există fonduri europene, parcă pe măsura 7, 7.1, 7.3. Nu ne putem încadra acolo pentru că avem o problemă cu fondurile europene în accesarea lor, fiind o comunitate sub 2000 de locuitori, suntem vitregiți de accesarea fondurilor europene. Da, pe cele mai multe segmente de finanțare, din păcate. Și nu înțelegem că totuși și noi existăm în România, implicit în Uniunea Europeană. Sunt mai multe, dar totul este în funcție de buget. Nu putem să ne facem planning-uri fără a avea o schiță a bugetului pe care noi de altfel și avem, dar nu putem să ne întindem mai mult decât ne ține plapma. Măcar în fiecare an să putem să facem, să ne propunem anumite proiecte și fie să le implementăm, fie să semnăm contractele de finanțare, astfel încât în următorul an să mai redescoperim și altele. Avem multe în plan, nevoi ar fi, dar totul este în funcție de bugetul anual pe care îl avem și, cum vă spuneam, el este foarte, foarte mic comparativ cu nevoile, în primul rând, de funcționare pe care le avem. În fiecare an, joia, începând cu ora 12, avem întâlnirea vârstei a treia, unde persoanele vârstnice ale comunei Vulturu se vor întâlni la căminul cultural și vor petrece un timp frumos împreună, atât de aducere aminte, cât și prezent și, de ce nu, și viitor.